Out of the Box Controverse în Dialog cu Cătălin Striblea și Laurent Balint Bun găsit! Sunteți la Out of the Box, ultimul episod din acest sezon. Eu sunt Cătălin Striblea, omul care mă însoțește este Laurent Balint, specialist în marketing și cel care îmi propune de fiecare dată să gândesc altfel despre lucrurile pe care le avem în față, controverse ale societății sau îmi dă idei cu totul noi menite să te scoată din papucitei. Sau să o punem în papucii altor. Acum ar spune englezii, salutare, Loran Balint. Salut, către. Este ultima ediție și am zis, domnule, înainte de vacanță, o idee despre citit. Ai văzut că sunt la modă foarte multe aplicații pentru fast reading, adică citit rapid? Ai văzut așa ceva? Ți-a trecut? Am văzut și da? aplicații de fast reading, da. Ai, 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 ai avut curiozitatea să deschizi una dintre ele? Normal că am avut curiozitatea da. și mă bucur de toate inovațiile și tot trăim într-o lume în care apar lucruri noi care ne provoacă, care ne deschid oportunități, care pentru unii înlocuiesc anumite obiceiuri și anumite lucruri. Și pentru ceilalți, printre care mă număr și eu, vin în completarea lucrurilor pe care le pot face. Fast reading face o chestiune care mie nu mi-a plăcut. M-am uitat mm -hmm. odată de două ori, nu cred că este stilul meu. Practic, sunt rezumate de cărți unde tu poți să înveți să iei câteva idei. Sigur, da. sunt utile, dar mie îmi place altceva nici, la o carte. Nici mie nu-mi place, nu sunt fanul, dar este util, pentru că trebuie să ne asumăm un lucru. Nu o să putem citi toate cărțile la care da. avem acces astăzi. Adevărul este că am făcut un calcul care ne dă dreptul, care ne spune așa că în viață avem posibilitatea să citim un om mediu, da? Cam 4200 de cărți. Ceea ce face... Rămân câteva milioane necitite. Milioane, da, zeci de milioane, sute de milioane, atâta cunoașterea a omenirii pe care nu o vom putea încuprinde niciodată. Asta, odată ce le asumăm, se deschid niște perspective. Aveam prostul obicei că atunci când stăteam de vorbă cu un prieten sau un cunoscut sau cineva la masă și menționa o carte, spuneau nu, nu povesti, nu povesti, că o să o citesc și eu. Pe cele mai multe nu le citeam niciodată. Astfel încât acum invit pe oameni, zim cartea, zim zi din perspectiva, oricum este perspectiva cititorului respectiv. Uh -huh. Când o să o citesc, dacă o să o citesc, dacă o să mă captiveze povestea și ce îmi spune acolo, eu o să citesc prin ochii mei, o să fie altcineva care o citește, o să descoper alte lucruri interesante. Dar nu mai fac greșeala în care să zic, lasă, nu-mi nu, nu zic tot. Și discuțiile sunt mai terne în felul ăsta. Și noi ne-am gândit, de fapt tu te-ai gândit mm -hmm. astăzi, să le propunem oamenilor mult mai mult decât citit, adică o manieră de citit care este, de fapt, inversul. Lui fast reading, de la care am pornit, exact. care îți dă informații pe scurt. Tu ai spus așa, dar o carte devine cu atât mai interesantă cu cât te apuci să scotocești despre ea. Și acum trebuie să-mi explici ideea asta sau ce ai vrut să faci? Da. În primul rând ne apropiem de vacanță, vine vacanța, o oportunitate mare pentru toți să mai luăm niște cărți cu noi și să mai alocăm niște timp, de fapt să alocăm timp cititului. Și aici invitația ar fi să alocăm timp cititului și ceea ce se poate face dincolo de citit. De ce? Pentru că astăzi, prin tehnologia la care avem acces, ni se deschide un ecosistem fabulos în jurul cărților. Citești o carte, ești fascinat sau interesat de carte și ești la câteva clicuri distanță de interviuri cu autorii, în care povestesc gânduri legate de carte, merg în profunzime, disec anumite subiecte sau conferințe, prezentări la conferințe în care se duc și vorbesc despre carte, despre subiecte mai mari decât cartea respectivă. Poți să intri în book club și să asculți sau să chiar să iei parte, să fii observator sau participant la discuții despre cartea respectivă și să ai acces și să te uiți și să descoperi unghiuri la care poate nu te-ai gândit să descoperi cum arată o carte citită de oameni din alte culturi și să se reacții cu totul diferite, poate, de ale tale. Dar cert este că suntem parte, sau putem fi, mai ales cei care sunt vorbitori de limba engleză, dintr-un ecosistem fabulos construit în jurul cărții, adică o comunitate a celor care au citit cartea care sunt interesați de carte. Da, adică puteți avea acces și chiar vă invităm să faceți, că este un exercițiu util la diverse critici, să le spunem așa, la articole de ziar despre cărțile respective. Din păcate, în România, această practică nu mai este atât de larg răspândită, dar sunt reviste literare despre. Sunt și bloguri, sunt câteva inițiative și sunt binevenite. Dar este un univers mult mai mare adică exact. se poate deschide. Și mi-ai povestit, de exemplu, că ai avut o experiență cu o carte pe care nu reușeai să o începi, nu reușeai să treci de debutul ei. Nici cum, ce carte era? Anna niște? Burns, Milkman, Lăptarul. -a timp a fost tradusă și în română, și scrisă de o irlandeză într-un limbaj foarte puternic local și am avut patru tentative să o citesc. Okay. Fusese recomandată, erau cele mai bune recomandări, după trebuie să o citesc, de patru ori am încercat, n-am reușit. Tot timpul mă opream după câteva zeci de pagini, nu reușeam să trec. De ce? Dar... Ceva greu. Neplăcut. greu, greu. nu reușeam să o citesc, nu reușeam nu curgeau cuvintele, nu curgea cartea. Și la un moment dat am căutat pe internet să o ascult pe femeia asta vorbind despre autoare, despre carte. Și am avut șansa să dau de un moment în care ea a citit primele două pagini ale cărții și mi-a dat tonul cărții, mi-a mi, -a, mi, -a, mi, -a, mi -a învățat cum să o mi-a dat cheia. Mi-a dat cheia cărții. În moment în care, după aceea am citit-o dintr-o suflare, m-am așezat, n-am mai lăsat cartea din mână, a fost fascinantă, dar o citeam cu vocea ei, cu tonalitatea ei, în cheia pe care mi-a setat-o. Practic, ca la un, o repetiție la cor, la orchestra, se vor care cineva dă tonul. Am a reușit să-mi dea ton. La fel am avut cu Elena Ferrante când am citit că o parte dintre cărțile ei și după aceea, într-un podcast audio, am ascultat o femeie citind din carte și mi-am dat seama, zic, băi, eu am citit-o cu voce masculină. Adică am citit-o, bărbat fiind, am citit-o da, în mintea mea cu voce masculină. Și am făcut exercițiul la următoarea carte aia. am citit-o cu vocea feminină pe care o ascultasem și a avut-o farmec aparte. parte. Uh, am cunoscut-o, de exemplu, uh, în ultimii ani am cunoscut mulți scriitori români și câțiva scriitori importanți din afara, din afara țării. Pe unii dintre ei am și lansat aici, la, la București. Uh, iată, recent, am cunoscut-o pe Narine Abgarian, care este marea scriitoare armeană, da, care e de, de cultură rusească, să spunem așa. Uh, ea a plecat din uh, apropo de dialoguri și de importanța de a cunoaște scriitorii. Noi doi am avut acest dialog înainte ca eu să o cunosc pe ea și am zis, domnule, dar eu sunt foarte curios să văd de ce doamna Abgarian mai locuiește la Moscova, cum interpretează ea războiul, ce se întâmplă acolo în mintea ei. După care am plecat în documentare și în a vedea viața lui Narina Abgarian, să aflu că exact la debutul războiului ea a plecat din Moscova și a luat întreaga familie și s-a stabilit în Stuttgart, după care am aflat tot prin documentare, citind apropo de da. universuri, de faptul că uh, ea uh, a stat uh, în regiunea Nagorno-Karabakh, da, unde are propria experiență a războiului și niște întâmplări uluitoare legate de război și am și provocat-o să vorbească despre uh, chestiunea asta. Brusc, brusc, cartea ei pe care o aveam în față, Simon se numește și o carte specială, extraordinară foarte, foarte bună, chiar mai bună decât din ce au căzut trei mere, prima carte a ei publicată în România, a căpătat altă dimensiune. A căpătat da. altă dimensiune pentru că m-am dus și am văzut care este viața acestei femei. Și altfel s-au scris lucrurile acolo. Uite, vezi, ai avut acces la aceste ecosistențe despre care vorbeam mai devreme și pe de altă parte ea a venit în România. Da. Dar se întâmplă lucruri în România. Avem acces și în România la lucruri deosebite. Uh, în România, până în ultimii ani, vin mari, mari uh, scriitori uh, uh, din Occident și din, din întreaga lume. Uh, Oliver Schmidt, Pascal Brugner a fost aici dintre cei pe care i-am întâlnit uh -huh. eu. Zeruia Shalev, la data la care vom difuza acest episod deja, Zeruia Shalev din, din, Israel va fi fost aici. Eșcol Nevo a fost de câteva ori în România. Iar multe dintre evenimente Dar... se sunt deschise publicului, Absolut, fie toate cu bilet, fie Multe gratuite, da. adică... A. Sfatul nostru, da. ideea pe care vrem să o însămânțăm aici, este că o carte nu trebuie să trăiască doar de una singură, ci trebuie să trăiască într-o înlănțuire de idei, de gânduri, de căutări care să o a, Așa mai bine, într-o alt fel de bibliotecă virtuală, mm -hmm. dacă, dacă, dacă vreți. Și este uh, un moment bun în care să revedem cum citim. Pentru că avem o școală veche care te învață, ei cartea, o citești, nu o lași din mână, tot. Dar de ce să nu citești trei cărți deodată? Sau mm. de ce să nu citești o carte de la. Fârșit la început. Dar cum să citești o carte de la sfârșit? Ce idee mai e și asta lor în Pentru că asta? recent am citit o carte care mi s-a părut foarte dură, și deja din nume o să dai seama, este Violul, o poveste de dragoste, Joyce Carol Oates. Și am început, și după primele 60, n-am putut, putut, adică n-am putut, dar totuși n-am vrut să o las din mână. Și atunci am adus la sfârșit, am zis că cartea asta trebuie să aibă un mesaj, trebuie să fie ceva. Și am luat-o de la, de la cap. Am citit ultimul capitol, penultimul capitol și m-am întors până am ajuns la pagina 6 și am reușit să o citesc uh, și să uh, rămân cu multe dintre lucrurile pe care și le-a dorit uh, ea să le spună, dar n-am avut puterea să o citesc linear, adică n-am putut. Am, era tensiunea prea mare, erau prea dure subiecte. Și nu ți-a stricat povestea? Nu mi-a mi stricat povestea. Uh, uh, am citit-o așa cum am simțit eu că am vrut să o citesc în acel uh, moment. Partea interesantă că, după ce am terminat de citit, te mi-am amintit că am văzut și Reversible, un film cu Monica Bellucci, care este tot pe subiectul unui viol, care este tot de la coadă la cap. Da, da, da. Dar nu am realizat în momentul respectiv. În momentul respectiv, pur și simplu nu puteam să citesc. Am zis, băi, nu pot, dar, totuși, știind autoarea, știind succesul cărții, bă, chiar vreau să înțeleg un pic din ce se întâmplă aici. Cărți audio? cărți audio cum să nu, mai ales uh, când e vorba de autobiografie sau ceva, este o plăcere să-i asculți pe Matthew Perry vorbind uh, și povestindu-și viața sau pe Prințul Harry sau uh, deci acolo clar uh, prefer uh, articole, articole, mici povești uh, în format audio aici New Yorker are niște podcasturi senzaționale în care sunt uh, autorii invitați să-și citească uh, propriile da. scrituri, sau uh, un altul în care autori celebri sunt invitați să citească lucrările altor uh, scritori și să discute după aceea timp de 10-15 minute de ce au ales uh, acea poveste, ce, care sunt uh, lucrurile pe care le trage. Fascinant, fascinant, că adică, mi se pare senzațional, mi s-au deschis niște de perspective la care nu mă gândeam înainte de a le accesa. Așadar, ca să mergem către o concluzie... Uh când luați cartea de vacanță, încercați să luați și universul ei cu, cu, ea. Când nu știți unde vă duce, în ce fel de călătorie. Ai menționat audiobook. Când am fost, când era Ștefan băiatul nostru mai mic, când am fost în Grecia, am luat un audiobook despre istoria Greciei pentru copii. Și în mașină până în Grecia, și prin Grecia când ne plimbam cu mașina, ascultam împreună istoria Greciei pentru copii. Fascinant. Am înțeles și eu o mulțime de lucruri despre Grecia, pentru că eram acolo, le vedeam aveam o altă perspectivă asupra geografiei, asupra realităților locale. Sincer să zic, de când cu cărțile audio lor am drumul, nu, traficul în București, statul de o oră, nu mai reprezintă o problemă pentru mine, o tratez cu calm pentru că aia e, uite, am o carte și ce bună e și uneori mi se întâmplă să rămân în fața casei ca să ascult, termin capitolul. să termin <laughs> capitolul respectiv. Da. 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 Îți mulțumesc pentru această incursiune de-a lungul la, cred că să fac spre 30 de episoade. Aveam avea 35, da. Da, 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 da. Uh, Îți mulțumesc tare mult și uh, ce să zic, să ai o vacanță minunată, pe oamenii îndemn Dar... să mai ia idei din trecut, așa să mai exploreze din ceea ce am spus noi, uh, ca să rămâneți mereu surprinși. Asta e ideea. Uh, îți mulțumesc tare mult și spor la treabă, ce să zic. Să eu, o... o vară faină să avem toți. Ne vedem la toamnă. Out of the box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.